Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un episod din seria mea la Assassin's Creed 3 Remaster. Nu uitați să apăsați butonul de like și haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Unde-i mă ăsta? Unde s-a dus? Prietenașul nostru indian, să nu spui că l-a prins ceva. Oh, unde e? În copac? L-am învățat să se cațere în copac. Ah, de ce fuge mă ăsta? What? Wow, ursul, grizzly. Mamă. Am apăsat, boss, am apăsat pe... Așa, mă rog. Mamă. Nu e bine, nu e bine deloc. Uite câtă ursul, frate. Lol, ok, merge și așa presupun. Am omorât grizzly-ul. Mamă. Așa. Zice să scap de urs? Păi, băsulica, am scăpat deja. Sau nu era neapărat obligatoriu să-l omor, trebuia doar să fug de el? E, na. Ce să și faci, frate? Sunt prea badass pentru Grizzly. Așa. Ce mai dorești? Ce mai poftești? Dacă îmi salva cineva viața din ghearele unui urs grizzly, cred că eram mai hyped de atât. Zice, mulțumesc. Oricum, drăguț, cute. Hunting lessons. Am terminat misiunea cu vânătoarea. Mă, am încercat să fac cât mai multe chestii, dar am fost pe papi, bine. Și acum ce? Mergem în sat. Ce e asta? Un fel de ritual de împerechere. Something to remember. Ceva să-ți aduci aminte. Interesant. Cine-i baba asta? Bunicuța Spider-Man. Da, e un fel de ritual din ăsta de inițiere. Destul de interesant. Dar ce face el acum? Mergi, mergi. Fumează din pipa păcii. Ce voce are? What the fuck? Puteau și să schimbe câteva voci în remasterul ăsta. Dar n-au vrut să se complice. Domnișorii de la Ubisoft. Acum am devenit indianul talpăiute. Ce naiba să facă, mă, pârliții ăștia? Noroc cu canărul ăsta. Nu mai știu cine îi zice totuși canăr. Achille? Barnum. Ce e ăla? Apple of Eden? Bă, lasă-mă. Păi și de ce e invizibil? S-a aprins. O ușă, mamă. L-a teleportat în altă dimensiune.
Știi, într-un fel, nu sunt chiar așa desperat că au continuat cu Origins și Odyssey, pentru că, într-un fel, se continuă povestea Assassin's Creed-ului, știi? Și n-am cum să fiu supărat, pentru că sunt fan al seriei. Deci, să zicem că există și părți bune. A apărut Juno. Ce naiba, joc un vultur? Așa. Să nu fii prea dubioasă misiunea asta, ok? Dude, ce naiba. What have you done to me? Selected a form familiar to your culture. It is designed to ease navigation. Ce zboară el. Aoleu, ușor. Bă, e... We have waited millennia for your arrival. Dumnezeule. You, who will bring to him the last piece, that he may open the door. Mamă. Racing, curse. My words cause pain. But such was not my intention. You are important, child. Zice să nu ne lovim de ceva copaci. As we speak, forces gather in secret, preparing to seize control of the land. If they succeed, the sanctuary will be breached. Și? Ce dacă? Mamă, ce periculos e pe aici. Vai de capul meu. Yours is a special lineage, past, present, future. Many are connected to you. Many who have changed the world, who will change the world. Mamă. So too shall you. Spunem doar că se termină aici vorbăria. You might know your duty. You must protect the sanctuary from those who would undo our work. What sanctuary? Yeah. What work? Te rog, spune că atâta. Așa. Your village and its people will be destroyed. Deci de-aia. Haide, capul meu. Parcă aș fi în urechea cuiva. Nu știu ce mi-a venit comparația asta în minte. Simbolul de asasin. Bă, glumești. Gata? Doamne, ce nasol a fost asta. A fost oribil. Hai să nu mai facem asta. Ok? DNA tracker. Da, e tot în regulă. Și acum ce? Scuzați-mi scaunul scârțitor. Foarte enervant. La salat. Blanao. Ce să zic? Connor, ești ok? E băgat la somnic? Dar cum a ajuns el aici? Da, hai că nu e așa departe de sat. Încearcă să facă semnul pe care l-a văzut în viziunea aia. Semnul de asasin. De ot danu haje on hunjage danu ya taundo ayungwa da se tunhage.
Rebel, edgy. Ce ușor a fost? Ce e asta? Nu îmi spune că e un fel de Hidden Blade acolo și... Ia. Ar fi vreun costum de asasin, cum ar fi? Yay! Plot twist, acest simbol este satanist. Nu. Vreau să fiu puțin creepy, nu știu dacă mi-a ieșit. Încă o secvență completă. Dar n-am făcut cine știe ce în episod de astăzi. Vreau să continui. Vreau să fac ceva wow. Să fie o misiune din aia blanau. Că știu că Assassin's Creed 3 are multe misiuni super. Dar acum e intro ăla așa. Leaving home was harder than I thought. I expected the journey would fill me with a sort of pride. A sense of accomplishment. 1769. Whatever it was that carried me away from home soon fled. Replaced by questions. And no small amount of doubt. Had I been too hasty? Had I made a mistake? No. The others in the village, they thought this was something I wanted, something I chose to do. But it never felt that way to me. No. It was not a choice. It was an obligation. Because... Da, stai așa puțin. Că vreau să mă teleportez direct. Mai simplu. Poate mai continuă cu vorbăria. Așa. Brawler Challenge? Ce naiba? Merge singur? Bă, ce coște? What the... Ce se întâmplă, frate? Și cine e ăsta? Care ești, mă? Stai, că nu mai înțeleg nimic. Unde naiba am ajuns? O să sar undeva? Da. Văd acolo ceva jos. Știam eu. Am văzut bine. Norocul locurile astea de fast travel. Aici ce mai e? Ce ai pățit, boss? LOL, n-am vrut să fac asta. Sărac om. Avea căruța stricată și a mai furat și banii de la el. A, așa, e departe și trebuie să merg pe jos. Asta e viața. Dar puteam să fur calul, frate. Stai. Să supăr ăsta dacă ai fur calul? Eu sper că nu. Hey, what are you doing? That's mine. Pa, pa. E clar că l-a pus acolo jocul, da, știa. Știa ce vreau să fac. Hello. Hello. You must be one of them native fellas here from the what's it called? Iroki. Iroki tribe. Hey. You from that? Of course not, Terry. Iroquois ain't a tribe. E o confederație. Am ajuns. Hai că a fost mai frumos cu căluțul. Galop.
Mi se pare că dacă îl stresez prea mult, mă aruncă. Așa, ia uite ce casă frumoasă. Așa. Hai, începe misiunea. Cioc, cioc, un indian la ușă. Nu, vă asigur că nu e niciun banc. Dar nu e nimeni acasă. Asta e problema. What? Ah, ba da. I was told you could train me. No. I-a închis ușa în bot. Go away. I'm not leaving. Multe s-au întâmplat la căsuța asta. Așa. A început să plouă, deci ne ducem în grajd. Dormim cu cai, asta e. Băgăm un somn frumos. Ne bate ăla. Hai că nu e chiar așa de rău. A, ăsta era un sac de dormit, mă. Eu cream că are chestii, wow, acolo. Încolo era doar un sac de dormit. Așa. Și? Ce se mai întâmplă acum? Mamă, ce ploaie în așparlie. Mă mir că nu l-a stresat nimeni. Adică, pe bune, doarme cu ușile deschise. Să-l convingem pe Achille să ne antreneze. Iar își bate la ușă. Îți dai seama ce oribil ar fi să vină un indian de ăsta la tine și să te streseze în fiecare zi să antrenezi și tu să nu ai chef de nimic, că te doare piciorul și că ești bătrân? Wow. Please, all I ask is a moment of your time. I apologize if I've been unclear or otherwise confused you with my words. It was never my intention to mislead, so let me try to clarify. Get the hell out. Ce frumos e, vorbești până la urmă, boom. I-a dat bomba. Dar nu se lasă, e insistent. Se cațără pe balcon. Păi, ai putea fi arestat în ziua de astăzi, măi, Connor. Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all a self-important little scab like you. Oh! Mai știe bătrânul ăsta câteva chestii. I dream of being a hero, of riding to rescues, of saving the world. But stay this course, and the only thing you're gonna be is dead. The world's moved on, boy. Best you do too. Măcar e insistent, frate. I will not leave, do you hear me? I'm never leaving. Dar putea să-i spună direct. Ei, hey, uite, am avut o viziune cu tine. Probabil ar fi și mai rău. Așa, iarăși trebuie să luăm adăpost în în grajdurile cailor. I will not be defeated so easily. Același canar pe care le știu eu. Mă, nu știu, Assassin's Creed 3 e văzut foarte prost, dar mie chiar mi-a plăcut. Bine, nu la fel de mult ca unele, dar... These are square toes. This will be easy.
That's what you said last time, and I wound up with a dead horse and a dark eye. Who are you? No one you need concern, little britches. Best cut for something bad happens. No. No. Can't say we didn't warn ya. Bătaie! Ăștia vreau să... ce, să facă braconaj? Mamă! Ce știe indianul ăsta? Ia uite ce frumos! Bă, de unde au mai apărut mă ăștia? Vezi că ți-ai omorât prietenul. Mamă, dar ce-mi place combatul cu tomahawk-urile. Prea tare. Cât de șmecher, are zero lei în buzunar. Oh, fuck. You working for the old man then? That it? Mama. Maybe this will get you talking. Oh. Asta. Ok, serios. A făcut doar și a murit. Thank you. Clean this up. Și gata. Then I suppose we should talk. Ai bătrâne, că nu reușeai tu să te descurci cu toți. Am fost eu de ajutor. Am curățat, au rămas doar puștile. Frumos. În sfârșit, ceva interesant cu Connor. Bine, și povestea interesantă, nu mă înțelegeți greșit, dar... în unele jocuri pe care le-am jucat mai ales, mi se pare nașpa. De-aia tot mi-e așa puțin silă să refac unele jocuri pe care le-am jucat deja cu poveste, pentru că... nu prea mai are farmec dacă își joci a doua oară. Uite, partea asta nu mai știam. Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. God damn miracle it hasn't already. Hai mă că e frumoasă casa. Anyway, who are you? My name is Rado Hangado. Rado Hackenton. Nu pot să zic așa ceva. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Do you even know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that I am spirits of yours. Have been harassing the assassins for centuries. Uite, știe și el de Ezio. But you don't even know what an assassin is, do you? Ezio. Well, they're settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. Ia, spune povestea, bunicule. Frumos. Foarte frumos. And so, this is why the assassins have dedicated themselves to the pursuit of the Templars. Because if they succeed, și Taxo e fix un templier. Will become reality. Then I will stop them. Oh, I have no doubt you'll try. Come on. I've something to show you. Îmi place că pe sub hainele alea încă mai are costumația de asasin. Wasn't a joke when I said this place was coming apart. Why don't you repair it? What's the point? Besides, I don't have materials for the job. So buy them. N-are bani. Săracu Achilles. Look at me. You think I can just march into some store? E super faină casa. Yes. Why not? I'm so naive. Opa, pasaj secret. Interesant.
Cu o casă din asta mare atrage super mult atenția. De-aia a venit sărăla să-l fure. Oh my god! Ce frumos! Într-un fel, Connor a fost pentru Achilles și n-a fost show, știi? Pare foarte șmecher. Just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume. That's all right. I know they've a certain allure. Hey, dar că știi engleză bine. Very well. I'll train you. Then we'll know if you've the right to wear those robes. Thank you. Name's Achilles. Achilles. Nu pot să zic chiar cu același accent, da? E ok. Come on then. We've work to do. Sperăm că nu se surpă casa până atunci, nu? Ia. Yeah. Oh, avea totul pregătit, frate. You are a speck of dust, a nothing. You and all your kind. Second in command. Living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs, a people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Da. Even my father. Especially your father. De unde știi? De ce n-a fost mai șocat de atât? Frate. Like, pe bune? Asta e tot? Mă așteptam să fie mai wow de atât, nu? Să zică, mamă, totul are sens acum, te voi antrena. So I trained. Ah. Running and climbing and fighting and falling and for every lesson that... Vreau să văd tot. Outfiturile. New York. Baltimore. Boston, Jamestown, Philadelphia, Charleston, Assassin Outfit, Ezio, mamă, Altair, genial, prizonier, Achilles, Captain Skid, wow, cât de tare, cât de șmeche, Baek, Shay, că tot vorbeam de Shay, Jacob, Edward, avem toate costumele, wow, super tare! Concerned the body, there were two that concerned the mind. Language, philosophy, logic, the arts. Achilles logistics, the assassins and mercenaries, their structures, origins and Johnson, Land, centuries of history condensed into Underworld. Days. I told him of the men who had burned my village, of Charles. Nicholas Biddle. I promised to him. Achilles explained that Lee and his followers were Templars, and that they were led by none other than my own father. If I was to serve the order, these men would become my targets. So I worked harder, learned faster, but for all my progress, it was clear that I still had much to learn. O să aștept să termine monologul. Training had only just begun. Bun. Dar cam asta a fost cu episodul de astăzi, fraților, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, comment, share, subscribe și noi ne auzim data viitoare cu un nou episod din Assassin's Creed 3 Remaster. Până atunci, toate cele bune. Pa, pa!